pentru că trebuie să adoptăm câteva acte normative. Principalul act normativ este hotărârea de guvern pentru modificarea hotărârii de guvern privind starea de alertă. După cum bine știți, în Comitetul Național pentru Situații de Urgență am luat decizia să propunem reluarea activității instituțiilor de cultură, instituțiilor de spectacol, teatre, cinematografe, de asemenea reluarea activității pentru unitățile de servire a mesei, restaurante, cafenele și în spații închise. Reluarea activității se va face de la 1 septembrie, iar noi astăzi trebuie să adoptăm hotărârea de guvern prin care se modifică hotărârea de guvern privind starea de alertă pentru a include toate prevederile necesare pentru reluarea acestor activități în bune condiții. Imediat după adoptarea hotărârii de guvern și publicarea în monitorul oficial, pentru fiecare domeniu, Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii vor trebui să emită în cursul zilei de astăzi ordinul comun privind regulile de protecție sanitară care trebuie respectate odată cu reluarea activității în domeniul culturii, iar Ministerul Sănătății și cu Ministerul Economiei vor trebui să emită ordinul privind măsurile de protecție sanitară care trebuie respectate în cadrul restaurantelor, cafenelelor. Aici am inclus în hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență un prag privitor la nivelul de răspândire a virusului la nivel județean. Este vorba de 1,5 la mie cazuri cumulate în ultimele 14 zile. Precizez ca să fie foarte clar. Și de asemenea am lăsat posibilitatea comitetelor județene pentru situații de urgență. Acolo unde, la nivel județean, nivelul de răspândire a virusului este mai mic de 1,5 la mie, dacă apare într-o localitate o creștere semnificativă peste 1,5, să aibă posibilitatea să restricționeze activitatea în localitatea respectivă, astfel încât să nu permitem răspândirea virusului și de asemenea și posibilitatea ca în județele unde indicatorul de 1,5 este depășit, dacă sunt localități unde nivelul de răspândire este sub 1,5, să se poată permite reluarea activității. Asta este practic criteriul epidemiologic pe care l-am stabilit împreună cu Ministerul Sănătății și cu specialiștii cu care am avut discuții legate de activități. Va trebui comunicate public, domnilor miniștri, toate aceste reguli. Va trebui să faceți întâlniri cu reprezentanții teatrelor, cinematografelor, organizatorilor de evenimente culturale, instituțiilor de spectacol, pentru a prezenta aceste norme și a îi asocia alături de noi în respectarea regulilor, același lucru și cu reprezentanții industriei ospitalității. Va trebui să avem discuții foarte clare, pentru că în fond există o nevoie reală ca toți patronii, managerii acestor restaurante, cafenele, să asigure respectarea regulilor de protecție sanitară, astfel încât să nu existe consecințe negative în ceea ce privește nivelul de răspândire a virusului. Domnul ministru Vela, suntem pregătiți cu hotărârea de guvern? Suntem pregătiți și o să vă solicit să o includem pe agenda de lucru a ședinței guvernului de astăzi, pe lista suplimentară. De acord. Tot cu dumneavoastră, domnul ministru, și cu domnul secretar de stat de la Ministerul de Externe. Știți că am avut discuția după anunțul guvernului maghiar privitor la interdicțiile introduse, privitor la circulația cetățenilor străini.
v-am solicitat să luați legătura cu reprezentanții guvernului pentru a garanta neafectarea tranzitului și pentru mărfuri și pentru cetățenii români și aș vrea să știu care sunt rezultatele discuțiilor. Domnule prim-ministru, așa cum știți, a fost anunțată suspendarea activităților pe unele puncte de trecere a frontierei către Ungaria și cu efortul colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe și azi dimineață la ora 9 am avut o discuție telefonică cu domnul ministru Sándor Pinter de la Budapesta. Nu se vor închide, nu se vor suspenda niciunele. Și la câte puncte de trecere a frontierei v-ați înțeles că vor fi deschise? Ne-am înțeles ca la două. Să nu există o aglomerare pe anumite puncte? Exact ca și acum, vor fi 12 puncte, Petea, Urziceni, Valea lui Mihai, Borș, Vârșand, Turnu, Nădlag 1, Nădlag 2, Cenad, Săcuieni, Curtici pentru feroviar și Salonta. Și mai mult decât atât, avem promisiunea partenerului ungar că după inaugurarea noului punct de trecere a frontierei aprobat prin ședință de guvern, de la Borș 2, unde se unesc autostrăzile. 2, da. În cel mai scurt timp va fi operaționalizat și de către parteneri, astfel încât să fie funcțional încă un punct de trecere a frontierei pentru care noi deja suntem pregătiți, Borș 2. Mulțumesc. Ministerul de Externe, știu că domnul ministru a luat legătura cu domnul ministru Siato. Pe 29 august, domnul ministru a vorbit cu omologul ungar și conform discuției, tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisă în continuare în aceleași condiții și se va face prin aceleași puncte de trecere ale frontierei și pe aceleași culoare de rute stabilite. Bun, în regulă. Domnul ministru Tătaruș cu doamna ministru Anisie. Solicitarea mea e în cursul zilei de astăzi să ajungeți la o formă aproape definitivă a ordinului comun privind reluarea școlii, începerea anului școlar și cel târziu mâine dimineață să avem o ședință împreună cu doamna vicepremier Turcan, astfel încât să putem publica mâine ordinul. Da, astăzi după Parlament ne întâlnim și definitiv. Da. Și dacă aveți anumite diferențe de abordare pe anumite teme, împreună cu doamna vicepremier și cu dumneavoastră vom lua decizia astfel încât marți să fie publicat, astfel încât să existe o predictibilitate și să putem pune în mișcare întreg mecanismul de pregătire a școlilor în bune condiții. Domnul ministru Boloș, sunteți pregătit cu ordonanța privind Planul Național de Redresare și Reziliență? Da, domnul prim-ministru, suntem pregătiți, avem toate avizele necesare. Ordonanța va asigura cadrul instituțional pentru pregătirea proiectelor de infrastructură pe care le vom cuprinde în Planul Național de Recuperare și Reziliență, precum și sistemul de guvernanță internă pe care îl vom asigura în relația cu Comisia pentru a putea începe negocierile și a putea derula procedurile prevăzute de regulamentul Comisiei Europene, astfel încât să obținem în final aprobarea PNR-ului. Planului Național de Recuperare și Reziliență. Aici, din fericire, ați văzut că raportori din partea Parlamentului sunt domnul Siegfried Mureșan din partea grupului PPE, care este europarlamentarul nostru, și din partea grupului Renew, Dragoș Păslaru. Și aici va trebui să ținem o legătură foarte strânsă, pentru că se va intra mecanismul de codecizie și e important să știm cam cum va ieși regulamentul, astfel încât să știm cum ne pregătim. Am avut cu cei doi raportori discuție cu fiecare în parte, le-am prezentat structura în mare a Planului Național de Recuperare și Reziliență. Am luat legătura chiar cu omologul meu polonez pentru ca să vedem dumnealor ce structură de plan se gândesc să aibă și felul în care gestionează problema planului de recuperare și reziliență. Și termenul pentru aprobarea planului este aprilie 2021, dar primul prima formă a planului, asta mă interesează. Când trebuie luna octombrie. În luna octombrie. Da.
Am înțeles. Lucrăm la deci fiecare. Noi trebuie să fim pregătiți până la sfârșitul lunii septembrie cu planul de reziliență. Deci da. Aici mai investigați și în alte țări, luați legătura cu omologi care sunt coordonatori ai planului de reziliență, să vedem și ei ce gândesc. De asemenea, va trebui la nivel european să știm foarte clar ce e finanțabil și ce nu e finanțabil. Da, avem planificat cu ministrul omolog din Portugalia, de asemenea, tot așa în sistem video call, vrem să vedem țări similare cu noi, cam ce fel de structură și ce tipuri de investiții promovează în cadrul acestor planuri naționale de recuperare și reziliență. Bine, mulțumesc. Astăzi ne prezentăm la moțiunea de cenzură, chiar dacă este o procedură neconstituțională, ea se derulează și va trebui să fim prezenți la Parlament ca și guvern. Sigur că poziția politică este foarte clară, că noi nu participăm la această poțiune de cianură care este în afara Constituției ca și parlamentari, dar ca guvern va trebui să fim prezenți. Așa că la ora, doamna vicepremier, la ora 14, va trebui să fim prezenți la moțiune. Vă mulțumesc!